Bun găsit, oameni buni, la o nouă ediție specială a emisiunii Marius Tucă Show. Așa cum vă spuneam, în aceste prime emisiuni avem ca invitați candidații cei mai importanți la președinția României. În data de 7 august anul curent 2000, într-o conferință extraordinară de presă, Teodor Stolojan anunță că a acceptat să se scrie în PNL și să candideze la președinție din partea acestui partid. 18 august 2000, Congresul extraordinar al PNL îl desemnează candidat la președinție cu mare majoritate de voturi. 2 voturi împotrivă și 3 abțineri. După vot, Teodor Stolojan afirmă că nu este calul Turean al nimănui și că nu dorește ca prezența sa în PNL să provoace tensiuni în partid. Promite că, odată ce a intrat în cursa electorală, va deveni un luptător. 23 august 2000, grupul Remeș pleacă din PNL, unul dintre motive fiind tocmai candidatura lui Stolojan din partea PNL. L-avem invitat în această seară în studioul Televiziunii Naționale Antena 1 pe domnul Teodor Stolojan, candidatul din partea Partidului Național Liberal la președinția României. Bine ați venit, domnule prim-ministru, dacă îmi permite să vă zic așa. Bine v-am găsit și bună seara. Un tip șters, complet dezorientat, chinuit de întrebarea rostită public, eu în ce partid mă înscriu, a devenit ad hoc speranța unei împliniri spre care erorile politice, insistent dovedite, au barat orice acces. Este o caracterizare pe care v-a făcut-o Decebal Traian Remeș. Sunteți un tip șters, complet dezorientat, chinuit de întrebarea rostită public? Este părerea dânsului și eu sincer regret, pentru că domnul Decebal Traian Remeș a părăsit Partidul Național Liberal. Ar fi fost un pilon în acest partid? Sau? Eu cred că dânsul a parcurs o etapă dificilă ca ministru al finanțelor, o perioadă grea pentru țară. Încă o dată regret că a plecat, nu am un alt comentariu de făcut cu privire la dânsul și nici la părerile dânsului despre mine. Am înțeles. Domnule Stolojan, spuneți-mi, dumneavoastră aveți un program? Dumneavoastră, candidatul PNL, aveți în acest moment un program cu care să vă prezentați în alegerile prezidențiale? Da, eu am un program. Dar nu-l arătați la nimeni? Ba nu. Conținutul principal al programului meu l-am prezentat pe 18 august. Și el se axează pe problemele principale ale României de astăzi. Situația economică deosebit de dificilă în care se află foarte mulți dintre cetățenii României, aproape jumătate. Vom ajunge și la acest program și la cum vedeți dumneavoastră rezolvarea acestor grave probleme cu care se confruntă România. Înainte de asta, spuneți-mi, cum ați ajuns candidatul Partidului Național Liberal? O întrebare simplă la care însă eu trebuie să dau 3 răspunsuri. Vă rog. Cum am intrat în viața politică? De ce n-am intrat ca independent în viața politică și am intrat într-un partid politic? Și de ce am ales Partidul Național Liberal? Și ar mai fi ceva. Și de ce m-ați păcălit pe mine în nenumărate rânduri spunându-mi că nu o să intrați în viața politică și în niciun caz nu veți candida la președinție? Dar la asta răspundeți mai târziu. Da. Răspundeți la primele. Da, e într-adevăr o întrebare. Deci, în primul rând, de ce am intrat în viața politică? Pentru că în această perioadă de timp, mă refer la ultimii ani, am avut discuții cu foarte mulți cetățeni, cu oameni politici, care cu toții mi-au spus că, ținând seama de experiența mea, de cunoștințele mele, este cazul, dacă pot să fac ceva pentru România, pentru cetățenii acestei țări, să intru în viața politică. Și sigur că eu am avut serioase rezerve, mă simțeam foarte bine în sectorul privat unde lucram. Mulți oameni mi-au spus că dacă intru în viața politică, știu bine ce mă așteaptă. Și care au și început, ați văzut, atacuri în presă și așa mai departe. Mai departe. Asta e viața. Asta este viața. Am văd acum, după ce ați devenit candidat la președinție, vă uitați și mai atent în cameră. E un semn bun, nu neapărat un rău. Da, învăț și eu, învăț continuu. Deci, domnul Tucă, nu se mai poate să stau pasiv, pe margine, atunci când știu că pot face un bine. Prin urmare, am luat decizia să intru în viața politică. Cu toate riscurile care decurg de aici. Inclusiv murdăria revărsată asupra mea. Pe nedrept.
A doua decizie. De ce într-un partid politic și nu independent? Deoarece eu cred cu tărie că noi trebuie să intrăm în normalitate și o democrație lucrează pe baza partidelor politice. Prin urmare, dacă nu vrei să continui starea de provizorat, de improvizație, de ceva care veșnic dă senzația unei situații dintre aceasta de conflict, de trebuie să accepți să joci după regulile democrației. Deci, am ales calea să intru într-un partid politic. Da. De ce Partidul Național Liberal? V-aș răspunde cu un citat simplu din Petrețuțea. Pentru că liberalismul te duce ca trenul la destinație. Ca trenul lui Băsescu? Nu știu dacă al lui Băsescu, dar acestea sunt cuvintele acestui filozof. Aici am o întrebare pentru dumneavoastră. V-am văzut în nenumărate rânduri pe posturile de televiziune spunând că dumneavoastră veți candida numai în cazul în care Partidul Național Liberal și Alianța pentru România vor fuziona și veți candida sau veți participa într-un fel sau altul din partea acestor partide la alegeri. Domnul Tucă, așa este, dar dați-mi voie să continui că n-a fost simplu să ajung la Partidul Național Liberal. În primul rând, ceea ce România are de îndeplinit în continuare sunt ținte care se bazează pe valorile liberale. Să privatizezi, să liberalizezi în continuare economia, să întărești competiția și alte asemenea valori. Mai departe, dacă România dorește să intre în Uniunea Europeană, Uniunea Europeană este o uriașă piață care este așezată pe valori liberale. Deci toate aceste concluzii m-au condus spre Partidul Național Liberal, care este cel mai aproape de aceste valori. Și deci aceasta a fost decizia. Sigur, revin la întrebarea dumneavoastră. Am considerat la vremea respectivă că există, sigur, diferențe de doctrină între APR și PNL, dar există mai multe asemănări. În APR sunt mulți întreprinzători. Eu i-am cunoscut în țară. Prin urmare, n-am văzut așa o deosebire fundamentală de manieră să fie un obstacol în calea formării unui partid puternic. Pentru că atunci când eu am vorbit de ineficiența sistemului politic actual, aceasta a fost una din concluzii. Avem un partid puternic și în rest 5-6 partide care se bat tot timpul pe 8 puncte procentuale sau 10. Bun, și nu s-a putut face acest lucru pentru că și domnul Meleșcanu dorea să fie candidat la președinție. Asta a fost motivul. Acesta a fost motivul principal. Da, dar dumneavoastră nu doreați în acel moment să fiți candidat la președinție. Nu doream, așa este, este adevărat. Dar în timpul acestor negocieri, conducerea Partidului Național Liberal mi-a demonstrat că am șanse reale pentru a candida la președinție și între timp mi-am format și eu această convingere. În consecință, am luat decizia pe care am luat-o. E adevărat că în timpul unei întâlniri desfășurate la Neptun, actualul premier Mugur Isărescu v-a promis dumneavoastră și altor reprezentanți ai PNL că nu va candida la președinția României, lucru care v-a făcut pe dumneavoastră să candidați? Deci n-a fost la Neptun, a fost la Constanța întâlnirea. La Mamaia, nu contează. Deci a fost o întâlnire în care eu i-am propus domnului Mugur Isărescu să formăm acea masă critică susținută de Partidul Național Liberal. Era vorba de acel tandem, da? Isărescu-Stolojan. Isărescu președinție, Stolojan prim-ministru. Exact. Dacă, bineînțeles, poziția de prim-ministru putea fi adjudecată în urma rezultatului alegerilor parlamentare, bineînțeles. Sigur, plus că era moda aceea a tandemurilor. Dar ceea ce era mai important decât Stolojan prim-ministru și Isărescu președinte era această masă critică încă o dată capabilă să în primul rând să scoată din amorțire masa aceasta de nehotărâți. De-aia vă întâlniți la Constanța pentru masa critică? Nu. Da, ne-am întâlnit acolo pentru ca să convenim împreună și acolo eu am făcut această propunere ca dânsul să candideze la președinție. Dânsul
ne-a explicat de ce nu poate candida la președinție, sprijinit de Partidul Național Liberal, iar noi am înțeles acolo că de fapt nu va candida pentru că este preocupat de grijile guvernării. Foarte interesant ceea ce spuneți dumneavoastră. Și cu atât mai interesant cu cât după aceea domnul premier, domnul prim-ministru Mugurisăescu s-a răzgândit și iată va candida și domnia sa. Formula cea mai reușită sau cea mai, la un moment dat, cea mai câștigătoare putea să pară aceea, tandemul Isărescu-Stolojan, domnul Isărescu președinte și dumneavoastră prim-ministru. Foarte interesant cum s-au schimbat lucrurile, dar vor reveni asupra acestui aspect și stau și mă gândesc dacă într-o noapte ați luat hotărârea ca de la funcția de prim-ministru să ocupați pe cea de președinte. Însă, haideți să vedem un material cu dumneavoastră când mi s-a anunțat candidatura la președinție. Dar n-a fost o hotărâre de o noapte, să știți. O noapte și o zi, e și un cântec. Nu, a fost o decizie la care m-am gândit foarte mult. Da, haideți să vedem materialul și o să ne povestiți după aceea cât v-ați gândit și mai ales cu cine. Să votăm cu privire la stabilirea candidaturii domnului Teodor Stolojan la funcția de președinte al României. Cine este pentru? Congresul Partidului Național Liberal a votat pentru stabilirea candidaturii domnului Teodor Stolojan la funcția de președinte al țării. Emisiunea Marius Tocășou continuă. Ați văzut un material în care domnul Stolojan, cu mâinile pe sus, în semn de victorie, devenea candidatul Partidului Național Liberal la președinție. N-am crezut că o să vă văd vreodată într-o postură ca asta. Sincer vă spun. Nici eu n-am crezut că o să umblu cu mâinile pe sus, dar e o atmosferă de entuziasm. Absolut. Da. Când ați luat hotărârea din candidat pentru funcția de prim-ministru să deveniți candidat la președinție? Deci, după ce am ajuns la concluzia că negocierile dintre APR și PNL nu mai au sorți de reușită, în momentul acela evident că s-a conturat această decizie pe care, înainte de a o definitiva, am avut acea discuție cu domnul Mugur Isărescu. După discuție, ne-a fost clar că aceea este singura decizie care o mai puteam lua, atât eu cât și Partidul Național Liberal. Am înțeles. Totuși, Partidul Național Liberal, cred că sunteți conștienți de asta, a dat într-un fel o lovitură de imagine și nu numai prin candidatura dumneavoastră, prin propunerea candidatului dumneavoastră la președinție. Eu cred că Partidul Național Liberal are merite incontestabile prin faptul, de exemplu, de a fi avut curajul să-și ia soarta în propriile mâini și să candideze pe liste separate la alegerile locale. Și a contat foarte mult în decizia pe care am luat-o, de asemenea, decizia Partidului Național Liberal de a candida de acum înainte numai pe liste ale Partidului Național Liberal, de a nu mai căuta asemenea căciul sub care să se ascundă unii și alții. De acord cu dumneavoastră, însă nici nu prea mai avea alte variante la dispoziție. N-avea unde să se ducă, să se întoarcă în CDR, era sinucidere curată, unde să se ducă? Nu prea mai avea unde, domnul Stolojan. Dar haideți că vă mai reveni asupra celor făcute de probabil Partidul Național Liberal în acești ani. Spuneați că aveți un program electoral, un program pe care îl veți îndeplini, bănuiesc, după, vă propuneți să îl îndepliniți după ce veți fi ales președinte, da. Dacă veți fi ales. Spuneți-mi, ce credeți că va face Partidul Național Liberal în aceste alegeri? Pentru că e foarte important sau îndeplinirea angajamentelor pe care o să vi le luați în campania electorală, angajamentul va fi în strânsă legătură cu scorul, cu procentele obținute de PNL în alegeri. Domnul Tucă, eu cred că Partidul Național Liberal se află în creștere. Aceasta au dovedit-o și evenimentele din ultimile luni. Cred că această creștere nu este una temporară.
de conjunctură și cred că această, ca să zicem, uniune dintre mine și Partidul Național Liberal va consolida această creștere. Deci, Uniunea Liberală Stolojan, da. Nu. Partidul Național Liberal, care îl include pe Teodor Stolojan și care este candidat la președinție. Și eu cred că Partidul Național Liberal va deveni un partid puternic de care țara are nevoie. Am două întrebări, dar cred că sunt foarte importante și trebuie să le lămuriți în fața opiniei publice. Întrebări care o să vi se tot pună sau în legătură cu aceste subiecte. Vorba de perioada în care ați fost prim-ministru. Naționalizarea valutei și oamenii se întreabă dacă dumneavoastră veți fi președinte, dacă veți mai întreprinde o astfel de măsură. Și a doua, afacerea Mega Power, o afacere care e legată în primul rând de numele dumneavoastră, cu toate că în perioada aceea au mai fost și alți câțiva implicați. În ceea ce privește naționalizarea valutei, de ce ați făcut acest lucru? Domnul Tucă, am răspuns de mai multe ori, răspund încă o dată și voi răspunde de câte ori voi fi întrebat. În octombrie 1991, România se afla într-o situație de excepție, cu rezervele valutare aproape de zero, în fața unei ierni care se apropia și cu toate legăturile de finanțare externă tăiate ca urmare a mineriadei din septembrie 1991. Problema pentru România atunci nu mai era de o măsură sau alta de paliative, era pericolul unei revolte datorită lipsei resurselor pentru energie. Era o situație excepțională la care eu am răspuns cu acea măsură excepțională de a vinde valuta, de a cumpăra valuta contra lei. Nu, de a schimba valuta, oamenii s-au trezit, societățile comerciale, cu valuta schimbată în lei. Da, și această măsură, domnul Tucă, vă rog, nu am luat-o singur, cum crede lumea și cum încearcă unii să... Dar cu cine ați luat-o? Am luat-o împreună cu Banca Națională a României, condusă la vremea respectivă de domnul Muguri Sărescu, și cu consultarea două bănci comerciale importante. Și am toți împreună am convenit că aceasta era singura măsură cu care eu pot să spun că am salvat economia de piață. Pentru că... Fi salvat economia, însă eu vă pun pe dumneavoastră, da, în poziția celor care au avut atunci valută și dumneavoastră le-a schimbat-o. Gândiți-vă că erați omul de afaceri sau omul, da, care a lucrat în sectorul privat, da, și vă aflați în anul de grație 91, da, octombrie. Domnul Tucă, era mai bine să se producă o catastrofă în țară. Domnul Stolojan, când eu v-am întrebat casa, foarte clar. Domnul Tucă, când îți arde casa și n-ai apă, o stingi și cu șampanie uneori. Dacă ai, nu, șampania se face baie, domnule Stolojan. Da. Nu, eu n-am făcut, dar asta este... Nici eu n-am făcut, dar... Problema era să auzit, salvăm atunci economia de piață și mersul înainte. Dar eu v-am pus întrebarea altfel. Am înțeles perfect, da, răspunsul dumneavoastră. Sunteți omul din sectorul privat, da, o imagine a omului din sectorul privat la care a ținut foarte mult și în această perioadă. Societatea dumneavoastră are o sumă, da, de nu știu cât în bănci și se trezește că premierul Teodor, să spunem, din Galaxia, nu știu care, vă schimbă valuta în lei. Care este reacția dumneavoastră? Și puneți-vă în situația dacă îl veți vota vreodată pe acest prim-ministru, dacă va candida la președinția României. Deci reacția mea ca prim-ministru a fost aceea. Și n-a fost numai a mea, da? Na. Sigur, reacția întreprinzătorului privat o cunoașteți și acum am reproșează lumea acest lucru. Dar ceea ce uită lumea, domnul Tucă, este că datorită acelei măsuri, noi am reușit ca în mai iunie anul 1992 să revenim și să acordăm dreptul întreprinzătorului privat care face export de a reține valuta în conturi. Și vreau să mai spun ceva, domnul Tucă. Același fenomen, dar sub alte forme, s-a întâmplat în 1997. Și o să râdeți. După cum vă amintiți, cam pe la începutul 1997, cursul leului era undeva la vreo 4.000 de lei dolarul. Întreprinzătorii depuseseră ordine de cumpărare a valutei în bănci și timp de 3-4 luni de zile nu s-a operat niciun ordin. Și după 3-4 luni de zile, cursul s-a dus la 8.000, chiar la 12.000 de lei și atunci li s-au luat automat banii din cont de la întreprinzători și li s-a dat valuta. La prețul de 8.000 de lei? La prețul, nu, de, se urcase cursul mai undeva mai pe la 11.000 și pe urmă a revenit la
Nu, dar vreau să rețineți că a fost același lucru, ca efect. Nu ne încălzește cu nimic. Știu, afacerea deci... Megapower. Da. Țin minte foarte bine, am avut o discuție cu dumneavoastră, erați în Statele Unite, m-a interesat subiectul, explodați atunci în presa din România și n-ați vrut să aveți o poziție publică, însă mi-ați explicat câteva lucruri. Afacerea Megapower ce înseamnă? Înseamnă că statul român a dat o sumă foarte mare de bani, milioane de dolari, zeci de milioane de dolari, pentru o afacere în străinătate. Banii aceștia s-au dus pe apa Sâmbetei. Dumneavoastră v-ați pus semnătura pe acest document. Aveți să vă reproșați ceva? Depinde pe ce document, da? Deci, aș vrea să recapitulăm, da? Vă rog. Guvernul aprobase, printr-o hotărâre de guvern, derularea unui proiect care însemna afacerea Megapower, s-o denumim așa. După câteva luni, nu mai rețin exact câte luni, dar au trecut vreo 6 sau 7 luni, condițiile... Cine semnase această hotărâre de guvern? La vremea respectivă, prim-ministru era domnul Petre Roman, dar nu asta e important, pentru că ea a fost discutată în guvern și tot guvernul a fost de acord cu hotărârea respectivă. După vreo 6 sau 7 sau 8 luni... Ați devenit noastră prim-ministru? Nu, nu. Eram ministru finanțelor și m-am trezit cu acei oameni care inițiaseră proiectul și urmăreau realizarea proiectului în condițiile aprobate atunci de hotărâre, prin hotărârea de guvern, venind la mine ca ministru de finanțe și spunându-mi: domnul Stolojan, nu putem realiza acest proiect în condițiile de finanțare care ni se indicaseră prin hotărârea de guvern. Și atunci, împreună cu inițiatorii proiectului, respectiv cu Ministerul Industriei, cum era atunci, eu am scris o notă, am scris-o eu. S-a făcut o notă pe care eu mi-am însușit-o și am pus semnătura mea pe acea notă, împreună cu Ministerul Industriei, prin care am propus o schemă nouă de finanțare. Cu această notă, această notă a fost prezentată domnului prim-ministru Petre Roman, care a fost de acord cu schema de finanțare. După care, dacă vă amintiți, din cu totul alte motive, eu am plecat din guvernul Petre Roman, mi-am dat demisia și aș vrea să vă spun că în Ministerul Finanțelor există un obicei foarte bun care cred că a rămas și acum. Ori de câte ori un ministru pleacă, nimeni nu mai pune în aplicare nicio hârtie semnată de ministrul respectiv. Deci, Ministerul Finanțelor, după ce eu am plecat din Ministerul Finanțelor, a reluat întreaga problemă. Da. Și a elaborat un proiect de hotărâre de guvern care a fost aprobat ulterior și pe baza căruia s-a pus în aplicare schema de finanțare pe care recunosc că eu am susținut-o. La cât se ridica suma pentru finanțarea respectivă și la în ce măsură, în ce proporție s-a derulat? Îmi amintesc că era vorba de 11,6 milioane de dolari și acești bani au fost folosiți pentru proiectul respectiv. După aceea am aflat din presă, s-a mai dat un credit de vreo 3-4 milioane. Practic a fost aproape nul. E de discutat. Rezultatul din punct de vedere financiar, într-adevăr, este nul. Din punct de vedere tehnologic există o licență, statul român are dreptul la această licență, bine ar fi să o fructifice. Dar vreau să mai vă spun un amănunt, că nu e sfârșitul. Deci, eu nu mai eram ministru de finanțe, devenisem președintele Agenției Naționale pentru Privatizare, nu mai aveam nimic în comun cu acest proiect, după care am devenit prim-ministru în condițiile cunoscute. Da. M-am mai întâlnit cu această problemă, afacerea Megapower, undeva la mijlocul anului 1992, când, după binele cunoscut obicei la români, printr-o scrisoare anonimă, am fost sezizat că există unele nereguli în derularea acestei afaceri în SUA. În acel moment, eu, Stolojan, ca prim-ministru, am luat două măsuri. Măsura numărul 1. Am rugat ca cineva din Ministerul Finanțelor să intre în Consiliul de Conducere al acelei societăți care realiza proiectul în SUA. Și măsura numărul 2, am dispus ca Ministerul Finanțelor să facă un control asupra activității societății. Care a fost rezultatul acestor măsuri? Concluziile controlului, din păcate, au fost gata după ce eu nu mai eram prim-ministru, undeva la începutul anului 1993,
Și cred că în urma acelui control, guvernul care a urmat, după câte știu, au mai luat măsura să dea un credit de vreo 3 sau 4 milioane de dolari prin Bancorex. Ne oprim puțin pentru publicitate, stați pe aproape. Duminică! Opa! Carton ne-a luat! Duminică! Iar se anunță o vâlcoare de premii mari, de bani mulți, de mașini. Duminică! O grămadă de milionari, o grămadă de oameni fericiți. Duminică! Ce faceți? Duminică! Faceți ce faceți și vă uitați la Tele Euro Bingo Show. Dar nu uitați să luați cartoanele albastre, pentru că... Numai duminică seara merită să trăiești la Tele Euro Bingo Show! TV Mania, cel mai complet magazin de programe TV. Se transmite lumea pe cale vizuală. TV Mania, atenție, se ia! Bruce Willis, în al cincelea element, numai la Antena 1. Vineri la ora 19:45. Bună ziua! I'm Richard Dean Anderson. Se deschid porțile universului. Colonel Jack O'Neill on Stargate, SG-1. Porți spre alte lumi. You ready? Și alte civilizații. Începe călătoria prin poarta stelară, dincolo de spațiu și timp. Oh, yeah. Join us on Antenna 1. Trăiește experiența descoperirii unei noi dimensiuni. Your team will be designated SG-1. Călătorește prin poarta stelară din 1 septembrie, în fiecare vineri, la Antena 1. Keep rolling! Sâmbătă, la Antena 1, fotbal în direct. România-Lituania. Naționalele de tineret se întâlnesc în preliminariile campionatului european din 2002. Doar la Antena 1, debutul oficial al antrenorului Ion Moldovan. România-Lituania. Sâmbătă, doar la Antena 1, marile orgolii ale micilor tricolori. Hello, I'm Richard Dean Anderson, Colonel Jack O'Neill on Stargate SG-1. Join us on Antenna 1. Din 1 septembrie, în fiecare vineri, la Antena 1. Marius Tucășiu continuă invitatul în această seară, domnul Teodor Stolojan, candidat la președinția României din partea Partidului Național Liberal. Ați vrut să spuneți că n-ați luat mită, da, și deci, n-ați luat comision la afacerea Mega Power. Domnul Tucă, deci vreau să închei discuția cu privire la afacerea Mega Power, spunând foarte clar tuturor că n-am luat nici mită, n-am luat nici comisioane, ceea ce îmi dau seama că pare destul de ciudat pentru foarte mulți astăzi. Ce anume a determinat până la urmă opțiunea noastră pentru liberalism? Pentru că toată lumea știe, în 96 a fost unul dintre susținătorii lui Ion Iliescu și sunt multe voci din PNţCD, mai ales, care vă acuză că sunteți omul PDSR-ului, omul Năstase în Partidul Național Liberal. Sunt diversiuni electorale. Eu nu am avut o opțiune politică când l-am susținut pe domnul Ion Iliescu, ci am avut o opțiune personală care pleca de la niște relații corecte care au fost în 92 între mine și dânsul și o opțiune personală și atâta tot. Dacă veți ajunge președinte, președintele României, ce veți face, cum veți rezolva problema pensionarilor, a locurilor de muncă și a alocațiilor de stat pentru copii? Sunt foarte multe într-o singură frază a dumneavoastră. Vă rog. Problema pensionarilor este, nu am cuvinte să o descriu cât de gravă e situația pensionarilor în România. Aș putea spune că este un dezastru național. Eu am văzut deteriorarea situației pensionarilor în altă țară în tranziție, cu o situație mult mai grea ca în România. La început o familie nu-și poate plăti întreținerea, după aceea o scară de bloc,
după aceea un bloc, după aceea cartiere întregi. Nu-și pot plăti pur și simplu din pensie întreținerea. În momentul acela, statul se scufundă în credite externe pentru consum, deoarece eu nu văd niciun stat în stare să-și lase cetățenii să moară de frig în case. Ce veți face dumneavoastră? Deci ceea ce voi face eu, voi acționa asupra cauzelor. Pe termen scurt, nu este posibil decât să reduci alte cheltuieli din bugetul de stat, să faci eventual economii în alte capitole ale bugetului de stat și să poți să mărești pensiile. Dar acest lucru, în România, la ora actuală, aproape că nu mai este de niciun efect. Se încearcă acest lucru acum, 1 septembrie. După cum știți, domnul președinte Constantinescu a promis că la 1 septembrie va majora pensiile foarte mult. Realitatea este că aceste pensii au început deja să fie mâncate de creșterile de prețuri la energie, la căldură. Deci, practic, această majorare nu va exista. Deci, practic, această majorare nimeni nu mai știe la ora actuală ce efect va avea, deoarece, în afară de aceste creșteri de prețuri, noi avem, cu alte cuvinte, și depășirea țintei de inflație de la 27%, o să ajungem undeva, poate, pe la 35%. Deci este un complex de factori în care e foarte greu să spui acum cât va beneficia un pensionar din toate aceste activități. Ce înseamnă această depășire a inflației de la 27% la 35%? Pentru nivelul de trai, pentru populație, ce înseamnă? Depășirea inflației înseamnă simplu sărăcirea populației în continuare. Nu există altă. Totuși, actualii guvernanți și inclusiv domnul Remeș în emisiunea de luni spunea că se va vedea o revigorare, o creștere, chiar dacă nu importantă, a nivelului de trai, peste 6 luni, un an de zile. Da, electoral oamenii sunt obligați să spună diferite cuvinte frumoase. Problema României nu este o creștere mică în câteva luni de zile sau nu există așa ceva. Noi ne aflăm în această situație. Poftim, au loc de creșteri de pensie acum, 1 septembrie, iar dacă stai de vorbă cu pensionarii, ei îți vorbesc deja de căldură, îți vorbesc de trenuri care s-au scumpit, de gaze naturale și tot ce va urma în continuare. Toată lumea promite locuri de muncă. Dumneavoastră, cum veți oferi locuri de muncă dacă veți ajunge președinte? Locuri de muncă se vor crea numai de către întreprinderile care realizează profit și nu spun întâmplător acest lucru, pentru că unii au impresia că se pot crea. Și ce putere veți avea dumneavoastră ca președinte asupra întreprinderilor care vor crea profit? Puterea președintelui este prevăzută de Constituție și în limitele prevăzute de Constituție eu cred că președintele poate avea un rol mult mai mare decât cel pe care l-au avut președinții până în prezent. Nu uitați că președintele trebuie să fie un om capabil să stabilească priorități pentru România și să comunice aceste priorități atât Parlamentului prin instrumentul mesajelor cât și întregii țări. De asemenea, președintele are rolul de a asigura buna funcționare a autorităților publice, ori la noi numai de bună funcționare a autorităților publice nu este vorba în România, deci există pârghii și instrumente, dar trebuie și să cunoști. Ori, din păcate, îmi pare rău că trebuie să spun, astăzi problemele României sunt aici în țară, în primul rând, probleme economice și eu cred că mă aflu în cea mai bună poziție pentru a răspunde la această misiune. Spuneți-mi, domnule Stolojan, ce se va întâmpla dacă dumneavoastră veți ajunge președinte, iar partidul din partea căruia candidați nu va fi în guvern? Nu veți fi un președinte izolat care își va pune foarte greu în aplicare ceea ce a promis electoratului în campanie? Ar fi o situație care n-aș dori-o. Și nu cred că se poate întâmpla așa ceva ca Partidul Național Liberal să nu fie un partid cu un scor bun în alegeri, care să fie un partener pentru guvernare. Înseamnă că vă gândiți la o alianță posibilă între PDSR și PNL? Nu este exclusă. Acest lucru va fi decis de Partidul Național Liberal. Iar eu cred că este în interesul țării ca țara să nu fie guvernată de un singur partid. Și în cazul în care Partidul Național Liberal nu va putea să ajungă la guvernare, într-o coaliție sau într-o formulă cu PDSR? Deci eu exclu o asemenea posibilitate practică. Teoretic, dar dacă discutăm teoretic, cu atât mai mult, dacă eu și voi fi președintele României,
este un factor care poate contribui ca România să continue această tranziție, să o încheie, cum folosind pârghiile pe care le are un președinte la îndemână. Spuneți-mi, toată lumea sau toți candidații importanți vehiculează sau flutură, mai bine spus, mărirea alocației de stat pentru copii. Dumneavoastră nu fluturați? Domnul Tucă, eu aș vrea să încerc să spun următorul lucru și vă rog să mă credeți că o spun cu durere, da? Am văzut cu un candidat la președinție a promis că va dubla alocația pentru copii. Deci dacă eu vă spun acum că o dublez și mai dau și 10.000 de lei, dumneavoastră mă alegeți pe mine? Și vine un altul și zice eu o dublez și dau 30.000 de lei. Nu cred că aceasta este problema. Într-adevăr, alocațiile pentru copii trebuie mărite deoarece sunt familii care au copii în care părinții sunt șomeri, unul sau doi, o duc foarte rău, uneori alocația e un venit foarte important pentru copiii acestea. Dar ca și la pensii, dacă nu reușim să păstrăm puterea de cumpărare a alocației și, puterea, și alocația, puterea ei de cumpărare este mâncată imediat de căldură și de alte creșteri de prețuri, n-am făcut nimic. E o cursă veșnică în care pierde numai cetățeanul. Lumea v-a perceput mai degrabă ca un tehnocrat, ca unul care ar ocupa mai degrabă funcția de prim-ministru. În cazul în care veți ajunge președinte, veți prezida mai des decât a făcut-o președintele Constantinescu, veți prezida mai des ședințele de guvern? Domnul Tucă, există la ora actuală un interes comun al României, al tuturor oamenilor politici, eu consider, este să asigurăm condiții pentru ridicarea standardului de viață. Aceasta e baza de înțelegere. Eu nu cred că primul ministru poate avea alte interese în acest domeniu decât președintele. Eu am această experiență aproape unică în România în ceea ce privește dezvoltarea economică. Este experiența mea pe care am căpătat-o lucrând în țări în tranziție și urmărind atent în România. Deci eu cred că pot coopera într-adevăr mai mult cu primul ministru, inclusiv ceea ce spuneți dumneavoastră, să particip la ședințele de guvern în care se discută asemenea probleme și să prezidez potrivit Constituției. L-ați acceptat pe Muguri Sărescu ca prim-ministru? Uite, m-ați lăsat să termin întrebarea. Ați început cu Mugur? Da. Și dacă începeam cu altcineva? Trebuia să mă gândesc. Mai președintele PD, Peter Roman, spunea recent că sunteți una dintre persoanele asupra cărora s-a înșelat atunci când prim-ministru fiind le-a numit în funcții importante de stat. Numai departe de aseară, domnul președinte Peter Roman spunea că sunteți o persoană lipsită de onorabilitate, domnule Stolojan. Nu cunosc la ce se referă domnul Petre Roman și ce are dânsul în minte când spune aceste cuvinte. Onorabilitate? Deci aștept cu nerăbdare clarificări din partea dânsului. Am înțeles. Este adevărat că l-ați acuzat pe premierul Muguri Sărescu, tocmai spuneați, da, că deține, în funcția pe care deține, își face campanie electorală? Nu. Dar ce a spus? Că a spus ceva. Nu. Vis-a-vis de domnul Muguri Sărescu ca prim-ministru și în același timp ca cetățeanul Muguri Sărescu care și-a manifestat dorința de a deveni candidat la președinție, eu vreau să punctez două lucruri. Ceea ce am spus eu. Am spus următorul lucru. Că sunt bucuros că în sfârșit a luat o decizie în problema respectivă, pentru că ținea toată lumea așa într-un fel de așteptare și într-o situație neclară. Eram emoționați cu toții. Așa. Și punctul 2, i-am dat un sfat prietenesc. Pentru că în România nu există, nu atât poate la nivelul lui, dar la nivelul consilierilor și altora care sfătuiesc, nu există clar un concept ce înseamnă conflict de interese. Noi am mai discutat despre ce înseamnă conflict de interese, ce înseamnă deci, aparența de conflict. Deci cere să nu mai fie prim-ministru sau nu? Nu, nu. I-am cerut să fie... Deci i-am transmis, dacă vreți, un sfat prietenesc, să fie foarte atent la acest conflict de interese și aparența de conflict de interese. Deci ești prim-ministru, vă dau un exemplu, și te deplasezi cu mașina guvernului la o întrunire electorală. Nu ai voie să faci așa ceva într-un stat civilizat și democrat. Am deci înțeles. Acesta a fost sfatul meu prietenesc, deci nu o critică. Spuneți-mi ce veți face într-un minut pentru sectorul privat și dumneavoastră sunteți proprietarul unui hotel,
imediat în momentul în care ați fost desemnat din partea PNL ca și candidat la președinție, vi s-a publicat fotografia hotelului. Da, sunt bucuros că mi-a publicat-o. Cât e o cameră? Cât e o cameră pe noapte la hotelul nostru? Există un hotel de 3 stele unde o cameră în sezon de schi este undeva la $40, am un administrator. Nu. Se fac și reduceri în afara sezonului, dar există și o cabană, și o cabană de ostea unde tarifele sunt mult mai mici după buzunarul oamenilor cu venituri mai mici. Poate faceți revelionul cu domnul Isărescu, cu domnul Stoica la cabana aia de ostea. Dar să nu vă ia lumea la ochi la hotelul de 3 stele. Să-mi dați totuși minutul pentru sectorul privat. Vă rog. Deci numărul 1, un mediu favorabil de business sectorului privat care să fie, să poată fi prevăzut și în același timp să nu se mai întâmple haosul acesta legislativ, birocrația care există trebuie simplificată și stabilită corupția. Numărul 2. Domnul Tucă, vă rog, încrederea în sectorul privat nu există la politicieni. Dacă ai lucrat în sectorul privat cum am lucrat eu, ești privit imediat că reprezinți nu știu ce interese și oculte. Și cum schimbați ca președinte încrederea asta? Cum capătă oamenii încredere în sectorul privat? Spunând răspicat aceste lucruri, domnul Tucă, și acționând până pentru... Până când li se impregnează. Și acționând ca acele autorități publice să funcționeze. Am înțeles. Există o neîncredere, un dispreț, o aroganță față de capital autohton românesc. Spuneți-mi, vă rog, vă pricepeți la politică externă? Da, mă pricep și aș vrea să vă spun că eu am negociat acorduri internaționale foarte grele. Economice? Economice, sigur, economice. Sigur vă pricepeți la politică externă? Dar în formații cu oameni din ce ați fi făcut dumneavoastră dacă erați pus așa cum a și fost de altfel președintele Emil Constantinescu în problema războiului din Iugoslavia? Exact același lucru, adică noi dorim să ne integrăm într-o lume civilizată, în Uniunea Europeană, în structura nord-atlantică. Știți că domnul președinte a considerat necesară și legitimă intervenția forțelor NATO înainte de a fi declanșată. Eu nu discut despre modalitățile, eu discut modalitățile concrete în care domnul Constantinescu a anunțat acțiunea noastră. Eu discut de sensul politicii externe care trebuia să aibă România în momentul respectiv. Cu pagube colaterale cu tot? Nu, domnul Tucă. Păi nu că e important, sunt nuanțe foarte importante. Nu, nu. Deci eu nu mă pronunț asupra stilului personal al domnului Constantinescu. Păi eu am stilul personal al domnului Constantinescu s-a constituit în politică de stat. Eu vă spun următorul lucru. La întrebarea noastră am următorul răspuns. Politica externă a României vis-a-vis de conflictul din Iugoslavia trebuia să fie de partea Alianței Nord-Atlantice. Am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, pentru că mai avem 2-3 minute cel mult de emisiune, ce părere are familia dumneavoastră despre decizia de a candida și dacă vă susține în demersul pe care l-ați întreprins? Da, mă susține, soția mea mă susține, sigur că mă vede și mai rar decât mă vedea înainte, iar copiii mei sunt bucuroși pentru că deja se află pe picioarele proprii și, prin urmare, nu mai este așa un impediment că eu voi fi tot timpul din nou în vâltoarea vieții. A apărut în presă un lucru care v-a deranjat foarte tare și anume că unul dintre părinții dumneavoastră s-ar afla pe listă și am aflat înainte de emisiune că ar fi decedat, e adevărat? Sigur, m-am mâhnit și pe mine, dar nu răspund la asemenea atacuri. Nu, dar e adevărat că... Nu, nu este adevărat. Deci mama mea a decedat în anul 1963, iar tatăl meu în 1956. Deci toate aceste... Și s-a scris că vor fi pe listă. Nu, sau nu, sunt pe listă. Au scris că nu știu cu ce se ocupă în prezent. Niște porcării la care nu vreau să răspund. Veți avea o campanie electorală în stil american, cu muzică, baloane, fete frumoase și stegulețe, cu în vârful cărora să fie înfipți cremvuști? Nu este genul meu, dar aici este o strategie de campanie electorală. M-am văzut cu doamna Dida, sunt un admirator al doamnei Dida Drăgan, m-am văzut cântând și de asta vă întrebam dacă va fi o campanie cu cântece. Și... Deci nu e chiar stilul meu, dar aici am un staff electoral, este profesionist și mă voi lăsa pe mâna lui. Am o întrebare foarte grea pentru dumneavoastră. Cum se numește imnul PNL?
Vedeți că v-am blocat la sfârșit, îmi pare rău. Nu știți, nu? Nu, dar nu vreau să răspund la întrebarea aceasta. Păi dacă nu știți, e normal că nu vreți să răspundeți. Unde veți locui în ipoteza în care veți câștiga alegerile? Ar fi ultima întrebare pe care v-aș adresa-o. Păi, după câte... Dar imnul domnului Meleșcan nu știți? Nu. Nici pe al domnului Meleșcan. Nu. Dar există vreun imn pe care știți? Iertați-mi întrebarea. Nu, am intrat într-o altă zonă și... Spuneți-mi unde veți locui, da, dacă veți ajunge președintele României. Deci, am înțeles că există o casă de protocol pentru președintele României, deci voi urma regulile respective. Am înțeles și vă rog, o rog pe doamna Dida Dragan să vă învețe imnul Partidului Național Liberal și baftă mult în aceste alegeri. Ne oprim puțin, după care vom continua cu al doilea subiect al emisiunii noastre. Antena 1. Vineri la ora 19:45. În fiecare zi faci aceleași lucruri. În fiecare zi aceeași monotonie. Nu mai poți. Te-ai săturat. Îți vine să strigi. Stop! Vreau altceva! Vreau acțiune. Sau dramă. Sau comedie. Sau telenovelă. În toamna asta la Antena 1, super filme de super acțiune, super povești de dragoste, super SF-uri, super telenovele, super comedii. I like this guy. Super, super vedete. Vrei acțiune? Uite acțiune. Trăiește cu adevărat filmele lunii septembrie. Hello, I'm Richard Dean Anderson, Colonel Jack O'Neill on Stargate SG-1. Join us on Antenna 1. Din 1 septembrie, în fiecare vineri, la Antenna 1. Da, continuăm emisiunea din această seară, ultima ei parte. În studio se află domnul Nicolae Mărășescu, secretar general al Federației Române de Atletism, și domnișoara Rodica Mateescu, atletă vicecampioană mondială la triplu salt în 1997 la Atena. Din câte știți, în aceste, de fapt ieri a fost avenit știrea, Federația Română de Atletism a primit luni seară o notă informativă de la Federația Internațională de Atletism, prin care a fost anunțată că sportiva Rodica Mateescu a fost găsită pozitiv. Acest control antidoping, unde a fost găsită pozitiv, a avut loc în data de 24 aprilie. L-aș ruga pentru început pe domnul Mărășescu, ne spună cum stau lucrurile în acest caz. Un caz foarte grav, prin prisma faptului că atleta noastră nu va mai putea participa la Jocurile Olimpice la Sydney, făcea parte din lotul olimpic al României. Domnule Mărășescu. Așa este, da, e un caz dificil și delicat, care ne-a pus și pe noi într-o situație mai mult decât încurcată, deoarece pe 24 aprilie a fost un control făcut de Federația Internațională. Trebuie să știți că Federația Internațională de Atletism are o echipă permanentă în România și în fiecare lună ia pe cei mai buni atleți în control. Partea proastă a fost cei care fac parte din această echipă sunt români sau sunt străini? Sunt români. Sunt români, dar sunt plătiți de Federația Internațională și o Comisie Internațională de Control, un doctor și o asistentă. Și în 24 aprilie, iar abia în 12 august a venit rezultatul, deci după aproape 4 luni, ceea ce contravine regulamentului doping românesc, care scrie că în maxim 90 de zile trebuie să dai un verdict. Acest lucru contrarindu-ne, imediat am scris Federației Internaționale, am cerut conform regulamentului să se facă și proba B. Proba B a venit alaltăieri, confirmarea că este tot pozitivă.
După care, imediat, sigur că am luat legătură și cu sportiva. Pentru noi, acest caz este mai mult decât delicat. Eu nu doresc să o apăr pe Rodica, dar trebuie să spun adevărul. Ea s-a bucurat și se bucură de toată stima federației și a tuturor iubitorilor de atletism, pentru că a avut și are o carieră deosebită. No, o carte de vizită impresionantă. La zeci de controle în toată lumea, nu numai în România, și de aceea și federația va dori să o sprijine în continuare pe Rodica, ca să lichidăm acest proces. Acest proces nu se judecă în România, se judecă la Federația Internațională, care are un tribunal internațional. Domnișoara Matescu, am înțeles că aveți emoții foarte mari. Nu e cazul, aici nu e la triplu salt, aici e un fel de săritura de pe loc. Așa că vă rog să vă stăpâniți emoțiile, să spuneți care e punctul dumneavoastră de vedere în acest caz, pentru că dumneavoastră sunteți cea acuzată că ați fi consumat aceste substanțe anabolizante. Spun corect că... Da. Vă rog. Și, în primul rând, îmi susțin nevinovăția. Voi lupta alături de federație. Să-mi susțin în continuare opinia și părerea mea. Aveți scris ceva, că nu e nicio problemă dacă vă citiți de acolo. Am înțeles că aveți emoții foarte mari. Am emoții, s-au întâmplat foarte multe în 24 de ore și sunt bulversat, deci sunt terminată. Având în vedere ce au scris ziarele, nu mi s-a cerut părerea. Apoi, astăzi, una dintre emisiunile de la altă televiziune mi-a luat un interviu, eram la federație și pur și simplu și-au bătut joc de mine. Deci au interpretat tot ce am spus și m-au dat dopată că am mâncat carne de pui și de vacă. Deci nu mi se pare normal așa ceva. Deci a burnit râsul și pe cei din... Vă dați seama, toată lumea sportivă. Spuneți, cum stau lucrurile, Lucrurile stau în felul următor. Sunt nevinovată, deci n-am făcut absolut nimic ca să îmi periclitez cariera sportivă, care este viața mea. Îmi doresc foarte mult să elucidez problema asta și voi lupta până la capăt, indiferent cât durează. Faptul că nu particip la olimpiadă pentru mine este un coșmar, deci cel mai urât coșmar din viața mea, nu puteam să-mi imaginez așa ceva. Sunt total terminat, nu găsesc un cuvânt potrivit acum. Ați folosit aceste substanțe? N-am folosit. Dacă foloseam, nu mai apăream în fața camerei. Nu apăream nici la federație să cer ajutor. Atunci... Deci dacă n-aveau încredere în mine, nu mi se oferea șansa asta de a-mi exprima părerea. Am înțeles că această depistare s-a făcut în România la un concurs, după un concurs la Constanța. Nu. Nu, a fost... Federația Internațională face controle în afara competiției. Este o listă de 22 de atleți transmisă de Federația Internațională, care cuprinde cele mai mari celebrități ale noastre, pe care figurează și Rodica, și care în fiecare lună sunt luate la control. Deci asta e în afara competițiilor. În competiții sunt luați și acolo. Aveți șanse la medalie la Jocurile Olimpice? E greu de spus. Astea sunt ca și la loterie. Oricum era o sportivă, una dintre sportivele. Da, o sportivă care a luat o medalie la campionat european, a fost la campionate mondiale, campionate europene, a fost la olimpiadă, la Cupa Europei, a câștigat foarte multe concursuri. Ori o sportivă care umblă în toată lumea, care știe că în România este controlul Federației Internaționale lună de lună, trebuie să fie cel puțin nebun să încerce să păcălească, când știe că acest lucru nu mai este posibil cu aparatura care este prezentă. Totuși, cum vă explicați acest lucru? Poate să fie o înscenare din partea Forului Internațional? E greu de crezut și așa ceva? Nu pot să spun totuși, că este o înscenare. Atunci? Dar eu trebuie să vă spun că trebuie să se judece. Tribunalul Internațional, probabil că ați citit și dumneavoastră, a mai dat verdicte în favoarea sportivilor. Iată cazul cu Sotomayor, iată cazul cu Otei. Deci s-au judecat, acolo sunt judecători, acolo nu sunt nici antrenori, nici oficiali și altceva. Și eu cred că va avea o judecată dreaptă și corectă. Domnișoara Matescu. Yes. Vă rog, ce mai aveți de spus în apărarea dumneavoastră? În primul rând, chestia asta, că a durat foarte mult. A trecut foarte mult timp de la data controlului până la, până la rezultatele. Până la răspunsul. Până la publicarea rezultatelor, să spunem.
Întrebarea mea cea mai mare e ce s-a întâmplat în perioada asta. Deci normal, la orice concurs internațional am fost, unde am fost testată, deci la 3 săptămâni, o lună de zile, se dădea rezultatul. Și în cazul ăsta, deci la 4 luni de zile, mă scuzați, dar urina, indiferent dacă o ții în frigider sau nu, cum spun ei că au ținut-o în congelator, deci se poate întâmpla orice. Și nu știu, la proba B, nu mi s-a părut. Deci de obicei rezultatele se fac publice după 3-4 săptămâni de la data recoltării? Regulamentul Federației Internaționale scrie așa, că proba trebuie să fie analizată cât mai rapid posibil. Mm-hmm. Sigur că acesta a fost și un motiv pe care noi l-am reclamat la Federația Internațională imediat, înscris pe un fax, și va fi unul din punctele importante. Pe de o parte că regulamentul Comisiei Doping Naționale prevede că în maxim 90 de zile trebuie să soluționezi cazul și să dai un verdict, indiferent care e acela, și pe de altă parte că nu s-a întâmplat niciodată, ca la aproape 4 luni să-ți vină prima probă pozitivă, nici măcar contraprobă. Da, și dacă în perioada asta concuram la mondiale sau la olimpiadă, deja era olimpiada, și ce concurat în această perioadă. Am și concurat. Vorba așa. A fost la mai multe concursuri. Dar să înțeleg că proba aceasta a fost recoltată atunci și ea a fost acum analizată. Proba se trimite de către comisie la un laborator acreditat, s-a trimis la laboratorul acreditat în Barcelona. În lume sunt 27 de laboratoare, numai acestea au dreptul să facă. Uh-huh. Sunt niște laboratoare super performante cu aparatură extraordinară, care și a fost analizat acum? Și a fost și pe noi, am primit pe 12 august, deci a fost analizată cu câteva zile înainte. Deci au trecut 3 luni de la recoltare, 3 luni de la recoltare până la analizare. Până la analiză și până s-a dat primul răspuns. Am înțeles. Federația în acest caz este de partea sportivei? Categoric. A existat și alte cazuri la sportivii români? Nu numai de partea sportivei, dar noi am avut cazuri în care n-am fost de partea sportivilor, dovadă că unii sportivi, două sportive au fost suspendate pe viață, a apărut și în presă, la timpul respectiv, un an în urmă, doi. Deci, din acest punct de vedere, noi suntem de partea sportivei, pentru că nu ne-a dat niciodată motive să o bănuim de ceva. Iolanda Balaș, președintele Federației Române de Atletism, spunea că Rodica Mateescu va primi 2 ani de suspendare aflându-se la prima abatere de acest gen. Sigur că da. Asta este pedeapsa în situația în care tribunalul care va judeca va spune că nu are dreptate sportiva și are dreptate laboratorul. Dacă este așa, atunci sunt 2 ani. Nu se mai poate face nimic pentru ca domnișoara Mateescu să participe la Olimpiadă. Regulamentul Federației Internaționale la Atletism specifică că în momentul în care ești depistat pozitiv, până se judecă procesul, până se analizează cazul, sportivul este în stare de suspendare. Ce înseamnă asta? Nu este suspendat, dar nu are voie să participe la niciun fel de concurs. Spre deosebire de natație, care a fost un caz tot așa asemănător, a scris presa de alaltă și de ieri și de astăzi, care a avut norocul că a fost luat 2 zile consecutiv la control, un înotător, astăzi l-a găsit pozitiv, mâine l-a găsit negativ și are șanse mari să scape. Am înțeles. Eu vă țin pumnii atunci pentru a ieși cu bine din această grea încercare. Domnule Mărășescu, la fel pentru Federație, mult succes. Ne oprim aici, emisiunea din această seară se termină. Ne vom întâlni de nou mâine seară. La fel ca și în aceste prime emisiuni, un nou candidat sau un candidat la președinția României. Până atunci, Marius Tucă vă spune ca de obicei, țineți aproape.